Domnul profesor universitar dr. Valeriu Tabără. Mulțumesc foarte mult! E greu de vorbit după colegul Muscă, care a intrat cu tot sufletul în această problemă și vă mărturisesc că sunt extrem de încântat de acest lucru. Și nu știu dacă vă dați seama ce fel de moment trăim la această dată. Au fost încă câteva momente pe care le-am trecut puțin fără să le simțim foarte mult. Și vă aduc la cunoștință, dacă vreți, așa, în trecere. 1993, când s-a reglementat sau când a apărut prima lege privind vânzarea terenurilor agricole. A apărut pe urmă în 1998 o altă lege, tot de reglementare, care de asemenea a trecut neobservată. Și sigur, ultimii 2 ani și mai ales ultimul an și 2013 cu 2014 acum, legat de ceea ce înseamnă piața funciară despre care se discută atât și iată este o lege care, după câte știam eu săptămâna trecută, era pe locul 3 în Parlament pentru a reglementa. Pentru a reglementa această piață. Dar pe lângă aceasta a apărut această mare problemă legată de ceea ce înseamnă explorarea bogățiilor subsolului. Fără să se reglementeze extrem de multe alte lucruri de o importanță colosală. Și vă mărturisesc că am fost într-o oarecare măsură legat și chiar anumite dialoguri legate ce înseamnă aceste tipuri de explorări. Dar mai mult, și cred că m-ați auzit și în perioada când eram ministru al agriculturii, vorbind de ceea ce înseamnă potențialul acestei țări și ce înseamnă pământul pentru România. Oameni buni, suntem printre puținele țări la această dată care nu am statuat în Constituție că pământul este patrimoniu național. Și de aici pornește răul pe care vrem să-l facem acestei țări și celor care dețin pământul. Un al doilea element pe care nu l-am statuat și l-am văzut făcându-se probabil greșită, o acțiune greșită către primăria celor care doresc să facă aceste foraje și aceste explorări geologice. Nu facem distinția între ce înseamnă proprietate publică și proprietate privată. Și mai grav, dumneavoastră știți că la nivelul pământului există două proprietăți pe aceeași suprafață. Una este cea de la suprafața pământului, fără să se definească până la cea adâncime, este proprietarul de pământ și un alt proprietar este pentru ceea ce înseamnă subsolul. Este dumneavoastră, știți vreunul, sunt juriști la această dată, să știe cineva o reglementare ceea ce înseamnă legătura dintre cele două proprietăți? Nu. Și atunci cum vine cineva în numele unei proprietăți private sau unei instituții private să vină să-mi exploreze pe propria mea proprietate? E o întrebare pe care vă rog să o puneți toți fiecăruia sau celui care vine să vă bată în poartă. În primul rând, dumneavoastră trebuie să vă bată în poartă. Nici la guvern, nici la primărie, nici la județ, nici la nicio altă întreprindere, nici la ARE. Pentru că problema numărul unu este de drept, este de a-mi respecta proprietatea. De a mă respecta pe mine, nu poate să vină cineva să-mi pune o sondă sau să intre pe terenul meu fără să mă întrebe. Fără să-i dau eu acordul, indiferent cine ar fi. Vă rog să rețineți, acest lucru este fundamental. Să știți că la Bungești, sau cum îi spune în Vaslui, problemele de fond de acolo conflictuale pornesc de la elementul de drept și de la o greșeală făcută de primărie, care a dat un acord, dar a dat pe proprietatea oamenilor, care nu este valabilă. În orice tribunal v-ați duce, dacă este corect, acest lucru nu poate fi trecut cu vederea, pentru că este dreptul proprietății garantat în Constituția României. Și aici este o chestiune care trebuie să o legăm. Colegul Muscă știe, ne-am discutat și problema fondurilor de vânătoare, oameni buni. Deci acolo nu este reglementată chestiunea. Nu mă pot duce cu pușca să puși un animal în curtea cuiva sau pe terenul cuiva, fără să nu fac tulburarea de posesie care este reglementată în codul penal. Noi nu le avem reglementate aceste lucruri. Nu le avem reglementate. Și aici venim cu astfel de problemă? A treia problemă. A făcut cineva un bilanț a ceea ce înseamnă producția de energie de subsol și cea de deasupra solului?
Nimeni n-a făcut-o. Deși există studii la această dată. Și vă spun, oameni buni, că la nivelul anului 2010 am făcut cu o firmă austriacă o evaluare a ceea ce înseamnă producția de bioenergie. Știți ce pe cele 3,100 de milioane de hectare care erau necultivate când am preluat eu Ministerul Agriculturii, România putea produce în jur de 170 de terawatt-oră de energie numai din biomasă, din producția de biomasă. 170 de terawatt-oră. Înmulțiți, vă rog, fiecare terawatt-oră cu 1000 de megawatți și vedeți ce cantitate de enormă de energie poate produce agricultura. De pe suprafață, nu din pământ. Cine vrea să facă chestiunile acestea? Și până când ele nu se fac, de ce trebuie să intru să degradez pământul? Pentru că degradarea pământului, oameni buni, nu e nici măcar ca și în aer. Am dat drumul la un coș de fum, pe urmă la se răspândește în aer și am încheiat. Pământul și prost lucrat, dacă lucrăm prost sau dacă facem poluare în el, sute de ani nu mai putem reface. Să știți că nitrații în apele freatice stau 400 de ani. 400 de ani când am infestat apa freatică din fântână și ați citit cazul că mor prin Gorj, în județul Vaslui, copii cu apă când li s-a dat la sugari, laptele făcut cu apă din fântână, cu nitrați, salvăstrește corpul și moare. Deci vă rog să rețineți că un lucru făcut și intrat în acest organism formidabil care este pământul, poate să ne coste pentru sute de ani generații întregi. Nu trebuie intrat oricum acum. Eu nu sunt un adept al extremismului verde și mă știți și cu biotehnologiile și cu ce înseamnă progresul tehnic. Dar aici este altceva și vă dau un caz. Am mers la inaugurarea unei mari fabrici de ulei la Lehiu Gara, care este la vreo 250 de kilometri de București. Și cum era vina mea, așa mereu și curiozitatea, primele lucruri întrebam, domnule, dar aici în mijlocul Bărăganului, de unde vă alimentați cu apă? Și o firmă extraordinară de seră, pe ce am făcut foraje. Și zic, bănuiesc la cea adâncime, 330 de metri. Și bănuiesc că aveți o apă excepțională de băut. Zice, nu, nu e bună de băut. Păi cum nu e bună de băut? La 330 de metri? Zice, nu. Avem nitrați, avem fosfați și atenție, bacterii de WC-ul. Bacterii de WC-ul la 330 de metri în apa freatică. Pentru că toate construcțiile de lângă București nu s-a ținut seama de ele. Nu s-a ținut seama de foraje. Te-ai dus până la 330 de metri, dar la 12-20 de metri, 70 de metri ai strate de apă. Alea trebuie să fie izolate. Nu poate să treacă dintr-un strat de apă în celălalt strat de apă. Sunt probleme de mare sensibilitate. Ori dumneavoastră, și eu mă adresez dumneavoastră acum, dumneavoastră aveți în mână una dintre cele mai mari bogății ale acestei țări și ale dumneavoastră de patrimoniu. Nu vă uitați că este 5.000 de euro acum hectarul. Și nu vă spun o noutate. Să știți că hectarul aici, în zona Sântana, la Curtici, ne-am mai discutat de această problemă, în 10 ani va depăși 15-20.000 de euro. Noi avem cel mai ieftin pământ, oameni buni. Cu cât se cumpăra de către bunicii și străbunicii dumneavoastră un lanț de pământ aici sau un hectar cu multe perechi de boi. Multe perechi. În Banat erau 4, 5, 6 perechi de boi, un hectar de pământ. Și în Ardeal, acolo la munte, că eu de acolo sunt. Cum îl putem, dacă am putut vinde pământ de primă valoare? Poate cel mai bun pământ a Europei, vorbeam de Lovi în Jimbolia. Cu 50 de euro hectarul în anii 1993-94, cu 100 de mărci hectarul. Pe ce valoare respectivă? Ce am vândut? Am vândut aurul Europei și viitorul până la urmă. Pentru că forța economică a acestei țări și a dumneavoastră, chiar dacă s-au trecut prin momente mai dificile, este agricultura. La nivelul anului 2011, s-a realizat la nivelul agriculturii cea mai mare valoare a producției, aproape 20 de miliarde de euro. Dar știți cât este potențialul agricol acestei țări în valoare? În jur de 45-50 de miliarde. Atâta este valoarea. Să știți că baza de dezvoltare a României nu este nici într-un alt sector decât agricultura. Pentru că ea are trei direcții principale și vi le spun.
Una este alimentele, una este materiile prime pentru industrie și a treia producție de energie regenerabilă. Și nu din restul, ci din producția agricolă făcută special pentru așa ceva. Special pentru așa. Și avem câteva studii făcute. Să nu vă lăsați păcăliți sau înșelați și eu mă adresez și mă bucur sincer că sunt domnii primari aici. Relația dintre primărie și proprietarul de pământ sau de bun din perimetrul primăriei, aia este cea care contează. Serviciile trec și pot lasă urmă numai costuri, enorm de multe costuri. Dar proprietarul nu va lăsa niciodată costul, ci din contră își va potența proprietatea lui să producă mai mult și va fi sursă pentru a trăi mai bun o comunitate întreagă, nu numai familia respectivă. Muscă este plătitor de impozite la primărie, da? Lovul este plătitor de impozite la primărie. O gospodărie cu cât are veniturile mai multe și cu atât fiind cu mai multe contribuții la primărie. Cel care vine și prospectează și îl explorează 2 sau 3 ani, îmi lasă în urmă costuri de poate de sute de ani ca să refac pământul respectiv. Nu mai vorbesc ce înseamnă și vă rog să vă uitați la sondele de petrol de aici, de unde le avem de aici din Arad. Ce au rămas în urma unor sonde? Cât timp ne va trebui să refacem acest pământ? Câte costuri, câți bani se vor da ca să pot să-mi readuc pământul cât de cât într-o funcționalitate? Pentru că, în primul rând, în sondele clasice se bagă apă sărată și sare. O știm cu toții. Când am dus sarea pământ, pe sarea nu mai scot ani de zile, sau zeci de ani, sau sute de ani. De asta suntem azi aici, încercăm efectiv să vă transmitem acest lucru. Și în discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți, inclusiv cu responsabili care, într-un anumit fel, acoperă aceste chestiuni. Ele acoperă. Pentru că există la această dată aceste instalații moderne de sondare, de căutare, care se duc nu numai pentru hidrocarburile clasice, ci pentru ceea ce nu este clasic. În fața dumneavoastră este cel care, în anul 2000, în rândul a 45 de parlamentari la Roșia Montană, am spus nu, am fost singur. Am văzut zilele trecute pe un material. Am spus nu. Și mi-am păstrat această poziție chiar cu întrebări și mă întreb mereu de ce unii au acceptat până la urmă chestiunea. Am primit la un moment dat un răspuns. Nu vi-l pot spune acum aici. De ce? Dar zilele trecute, căutând pe internet niște chestiuni, am dat de o analiză făcută pe Roșia Montană în străinătate. Știți cât este valoarea la Roșia Montană? Evaluată. 50 de miliarde de euro. Nu 10 sau 20. 50 de miliarde de euro. Este exact ce evaluam la vremea aceea. Pentru că nu este vorba de aur și de argint. E vorba de mult mai mult și de mult mai multe lucruri importante. Deci aici este marea problemă și eu mă bucur și dați curs aceste condemn cu tot sufletul. N-am personal, cum colegul Muscă spunea un moment dat, zice, măi, eu personal, eu m-aș putea opri, n-am probleme cu nimeni, cu tot. Dar este responsabilitatea față de ceea ce înseamnă ziua de mâine și urmașii noștri. Să nu spună cineva vreodată, băi, nu ne-a spus. N-am avut niciodată probleme să-mi reproșeze și mie mi se reproșează multe, că am fost în politică. Dar nimeni din piața funciară a României nu poate să-mi spună că n-am avertizat la vremea respectivă. Că nu se poate vinde pământul în România cu 50 de mărci. Hectarul de cernozion. Nu se poate să vând ciocolata Europei și a lumii, să o vând cu 10 bani. Nu se poate. Și același lucru îl spune și dumneavoastră. Nu mai spune că dumneavoastră aveți aici cuprins în aceste perimetre vreo 560 de kilometri pătrați. Dumneavoastră știți care este suprafața de siguranță a acestei țări pentru a trăi și a avea siguranță alimentară, indiferent de condiții climatice. Sunt circa 800.000 de hectare de-a lungul Dunării. Este vorba de Luncă și este vorba de terasa întâi a Dunării și este vorba de această colț, de acest colț verde pe care îl vedem pe câmpia în câmpia de vest a țării. Asta este siguranța națională de alimentație a României. Nu există altă. Și Transilvania produce, și Sudul Moldovei, și Dobrogea, nici una nu au această siguranță ca în fiecare an 1,3-1,4 milioane de hectare să-ți dea producție pentru România.
Sigur, siguranță, indiferent că e secetă sau e ploaie. Ori noi acum, de ce trebuie să fim în slujba nu știu cui? Pentru că dacă ar fi relația stat, proprietarul de pământ ar fi una. Sunt interesele statului român, am spune, da? Dar când vine firmă privată și îmi deranjează proprietatea, ce fel de interese sunt? A cui sunt? A cui le servim? Sau cui le servesc alții? E o problemă nerezolvată în lege. Vă rog să reține și va trăi cei care se ocupă de această problemă și poate pornește de aici și bine să le sesizăm. Să vadă această relație între ce înseamnă proprietatea pământului arabil și cât de adânc câți proprietari eu și cât de proprietar este statul sub pământul meu, sub casa mea sau sub fântâna mea. Pentru că asta este o mare problemă. Este o problemă de drept. Nu este o problemă oarecare. Iar într-o instituție, dacă merg cei de la Bungești și nu se opresc la șmecheriile astea de nu știu ce s-a întâmplat cu primarul, nu știu, jandarmii. Nu, din punct de vedere juridic, dacă se vor duce la orice curte juridică, câștigă ei că sunt proprietari, oameni buni. Sunt proprietari. Și aici vă rog să aveți grijă. Pentru că dumneavoastră, prin ceea ce faceți, dați valoarea acestui pământ. Și pământul este singurul care crește valoarea și vreau să vedeți ce a însemnat acum 30 de ani agricultura și ce înseamnă astăzi agricultura. Nu mai vorbesc de exemplu excepțional pe care îl aveți acela Curtiș, pentru că și alaltă la o întâlnire cu investitori din Italia, cu prezență mare la București, spuneam că avem o unitate unică în România la această dată și în Europa Centrală. Știți care este combinatul agroindustrial Curtiș? Sistem integrat de agricultură. Sistem integrat. Nu faptul că faci 7 tone la hectar la grâu, că mai sunt care fac. Dar faci bani în final, înnobilezi grâul acela. Nu-mi pare rău că am venit așa și le spuneam colegilor și ieri. Pentru că am dorit să ne facem înțelegi oamenii. Nu dorește nimeni dintre aici, de la această masă, să vă fie mai rău. Nimeni. Am fi de drept și am fi bun de purnazit dacă am face chestiunea asta. Dar suntem obligați să vă spunem adevărul. Și mai ales că trebuie să facem un parteneriat măcar câțiva dintre cei care nu intrăm în sisteme de speculă niciodată. Nu eu vând pământ, că nici nu-l am. Dar nici nu sunt de acord ca cineva să fie sărăcit. Și nici nu sunt de acord ca parte din populația rurală a României să se transforme în șomeri și nu în șomeri, în proletari agricoli, cum spunea un fermier italian. Toți zile trebuie ce ați greșit, aveți grijă că vă transformați populația rurală în șomeri și în săraci, pe care n-aveți cum să-i puteți susține ca să poată trăi cât de cât decent. Și asta înseamnă și alte rele care vin odată cu sărăcia și cu amărala. Pământul este o sursă de viață. Nu este altceva. În primul rând, o sursă de viață. Și ăla care are o jumătate de hectar, și ăla care are 1000 de hectare, tot sursă de viață este. De ce trebuie să o dau? Sau să-i reduc potențialul de a-mi produce? Atenție! Și, repet, mă bucur că mi-ați pus la dispoziție aceste protocoale. Indiferent ce-ați spune, nu dau numele, că știu pe cei care sunt. Dar ele n-au valoare juridică. Pentru că nu mă pot duce nici ca primar să-i dau comandă celui care are o jumătate de hectar. Vezi, de mâine eu am semnat cu X să vină să spună sonda pe pământ. Nu există așa ceva. Nu există. Oameni buni, nu există așa ceva. Juridic nu există susținere unui astfel de act. Iar este făcut exact ca și pe vremea alaltă, când mie venea primul secretar de la județ și îmi dădea ordin. Da, domnule, așa am hotărât, asta faceți. Nu mă întreba dacă este greu la muscă în spic sau în pârgă, îmi băga și îmi făcea sonda în mijloc și am încheiat cu ea. Da? Nu este așa. Nu mai este așa. Dar totul, în toată această chestiune, depinde de dumneavoastră. De forța de a înțelege că ceea ce aveți dumneavoastră este o mare avuție pe care o aveți dumneavoastră și care trebuie să rămână copiilor și nepoților. Așa cum ne-au lăsat-o și nouă ceilalți dinaintea noastră, bătrânii și bunicii noștri. Doamne ajută și gânduri bune!
N-aș avea cum să-l completez pe domnul profesor, aș vrea doar să subliniez ce a spus. Acest colț verde, această zonă verde a câmpiei de vest, ține de siguranța alimentară a României. Oare de ce s-au gândit să vină aici să foreze pentru gaze de șist? Poate este cea mai bună zonă agricolă din țară. Nu încălca proprietatea noastră, n-aveți ce căuta aici. Vă voi spune puțin mai târziu că m-am întâlnit cu cei de la Panfora și de la Prospecțiuni. Ei spun că nu vor gaze de șist. Ne mint cu nerușinare. Fiți tari și fiți alături de noi. Vreau să dau cuvântul domnului economist Ioan Cuzman. Doamnelor și domnilor, oameni buni, eu vreau să vă spun încă de la început că eu nu sunt aici dintr-un interes strict personal. Sunt aici pentru că e vorba de un interes colectiv foarte larg. Și având în vedere că această problematică a explorărilor, a exploatărilor este destul de neclară, datorită faptului că instituțiile statului nu doresc să fie transparente și de foarte multe ori sub acoperișul unor secrete, nu știu de care, nu sunt informați cei care au interes în această problemă. Dacă ați citit ziarul, jurnalul Arădean de joi, ați fi putut să observați că primul acord între Agenția Națională de Resurse Minerale și societatea MOL a fost semnat la 19 aprilie 2011. Prin hotărâre de guvern, în 4 decembrie 2012 a fost aprobat acordul, atenție, de concesiune pentru explorare, dezvoltare, exploatare. Deși reprezentanții firmelor care vin să facă cercetări spun nicio problemă, nu avem să vedem. Nu este adevărat. Mai mult decât atât, în aprilie 2011, compania MOL anunța printr-un comunicat de presă că unele perimetre au și potențial de resurse neconvenționale. Deci nu putem să facem abstracție de această chestiune. Și sigur că s-a specificat aici, nu discutăm de pe poziții de partid, nu vrem să facem și să fim surprinși ca cei de la Pungești cu instalațiile acolo în câmp, și este foarte bine să înțelegem cum putem să ne apărăm drepturile. Și în acest context, eu vreau să vă spun foarte pe scurt. Aveți drepturi, în primul rând, la o informare corectă. Nu vi s-a făcut această informare corectă, din contră, pot să spun că ați fost induși în eroare. Aveți dreptul să știți. Este foarte important acest lucru. Aveți dreptul să vă apărați drepturile și proprietățile. Aveți dreptul să vă apărați interesele prin metode legale. Și pentru că discutăm de metode legale, trebuie să vă spun că am luat legătura cu o societate de avocați care este documentată în această problematică a gazelor de șist și vrem să facem cu foarte mulți dintre dumneavoastră o societate non-profit care să vină să vă apere toate aceste drepturi în mod legal. Mai mult decât atât, reprezentanții comunităților locale, și eu mă bucur aici că sunt primari, sunt consilieri, o spun foarte explicit, au responsabilitatea apărării intereselor dumneavoastră, a comunităților. Sigur că ne-am gândit foarte mult cum să-i dăm titlul acestei societăți, care să reprezinte în mod legal, împreună cu societăți de avocați, pentru că s-a spus aici de către domnul profesor Tabără că discutăm de proprietatea asupra pământului, a solului, a subsolului și așa mai departe, da? O spunem explicit, nu gazelor de șist în acest document. Să apărăm pământul nostru și viața noastră. Și aici mă bucur că văd oameni din foarte multe generații și am văzut și două fetițe foarte mici, este vorba nu numai de viața noastră a celor care să spunem că suntem la vârsta a treia, e vorba și de vârsta a doua, e vorba și de acești copii și de copiii copiilor și așa mai departe, pentru că dacă exploatarea, acordul de exploatare este pe 30 de ani, efectele sunt pe sute de ani. Și nu numai gazele neconvenționale fac poluare. Statul român are obligații de poluare ca urmare a exploatărilor de gaze naturale și de țiței de 500 de milioane de euro.
Astea sunt obligațiile statului român și s-a spus aici că apar tot felul de influențe și chiar și în județul nostru sunt foarte, foarte multe probleme de poluare pe terenurile agricole din cauza exploatărilor așa zise convenționale. Da, avem dreptul la viață și avem dreptul la sănătate. Dar un lucru este extrem de important și s-a remarcat aici că numai uniți putem învinge și numai să folosim toate metodele legale pentru că există. Legile statului român, Constituția României ne apără drepturile, dar trebuie să știm să o facem și atunci sunt absolut convins că vom învinge. Vă mulțumesc!